Ce înseamnă pentru fiecare dintre noi iubirea? E diferită de la om la om, de la poveste la poveste. Pentru Victor, totul a început cu 8 ani în urmă. Șansele lui de supraviețuire au fost zero. Cu toate astea, astăzi e aici și ne zâmbește. M-a învățat, de fapt, ce înseamnă iubirea și ce înseamnă dragostea. Și că lumea asta a persoanelor cu dizabilități e o altă lume. Așa e, mami. Mai bună. Victor își mișcă foarte puțin corpul, cu greutate. Nu poate să meargă, să alerge sau să vorbească cum pot alți copii de vârsta lui. În România sunt 10.000 de copii cu dizabilități care au nevoie de sprijin. Te rugăm, ajută și tu! Donează online pe victor.unicef.ro. Ajută-i pe Victor și pe alți copii cu dizabilități ca el să aibă acces la serviciile specializate de care au nevoie în comunitățile lor. Îți mulțumim!